Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit ieri pe o stradă din orașul Târgu Neamț după ce s-a înecat cu un covrig. Polițiștii nemțeni au fost sesizați cu privire la faptul că pe bulevardul Ștefan cel Mare din Târgu Neamț se află o persoană inconștientă, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț pentru știrineamț.ro. Echipajul de poliție s-a deplasat la fața locului, stabilind că un bărbat în vârstă de 56 de ani din Târgu Neamț, după ce ar fi mâncat un covrig, ar fi început să manifeste dificultăți în respirație. Atât cei prezenți la fața locului, cât și un echipaj medical au efectuat manevre de resuscitare, dar din nefericire a fost declarat decesul bărbatului. În urma examinării preliminare asupra feței exterioare a corpului acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violență. Corpul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, relatează mesajul.ro.